Bună seara, bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Vizor. Sunt Rareș Niculescu. Discutăm ca de obicei despre actualitatea politică cu capul pe umeri și cu picioarele pe pământ. În această seară, alături de mine în studio, colegul meu Victor Lungu de la Ziar de Cluj. Bine ai venit, Victor. Bine am venit. Am asistat aseară la un spectacol măreț, bilanțul doamnei Dăncilă. Păi da. Nu numai că am asistat, dar bineînțeles că l-am ascultat cu creonul și hârtia în mână, pentru că s-au anunțat foarte multe creșteri și foarte mult lapte și foarte multă miere care a curs până acum și care va curge de acum încolo. Deci economia duduie, eu mă sperii de câte ori aud cuvântul economia duduie, pentru că l-am mai auzit odată în 2007-2008 această expresie am auzit odată sub guvernarea Tăriceanu. Și atât de tare a duduit economia că în 2009 și 2010 o trebuie să ne taie Emil Boc pensiile. Pensiile despre că acum auzim, bacă le dublează, bacă le triplează. Păi, ce se întâmplă da, cu pensiile astea? Depinde de cine vorbește, pentru că doamna Dăncilă, mai realistă să spun așa, a zis că le triplează, dar în lei. În schimb, ministrul său de finanțe a spus că le dublează, dar în euro. Deci nu știi de care să te sperii cel mai tare, de deci dublarea în euro. Licitație între membrii aceluiași guvern care explică dacă și, cât de mult vor fi și mărite pensii adevăratul și șef al guvernelor vor fi construite. De după 2016, domnul Dragnea, și dânsul a licitat pe creșteri salariale substanțiale, pe creșteri de bunăstare substanțială. Întrebarea mea e de unde? Mai ales că am citit astăzi un material al celor de la Consiliul Național Fiscal, care spuneau foarte clar că e vorba despre avioane, tot ce se povestește, pentru că nu există sustenabilitate. Un cuvânt foarte greu ăsta cu sustenabilitatea și greu să... Cred că e cu atât mai greu pentru doamna Dăncilă, care bun, doamna Dăncilă are foarte mari lapsusuri. Diferența între inundații și irigații. Lapsusuri sau lipsusuri. Ce ne-a spus când a fost întrebată la Antena 3, nu? Deci, doamna Dăncilă, săraca, e deci, a fost total nevinovată. Mie milă de poporul statul meu. Alocă bani pentru irigații. Deci, mie milă de poporul meu că un astfel de om o reprezintă ca și prim-ministru. Deci tu o întrebi despre inundații și a spune cu nonșalanță că, da, cum să nu, pe irigații am făcut tot ce trebuia mai mult, de așa manieră încât fiecare cetățean primește apă pe gratis, pe chiar pe gratis, când se revarsă Siretul, Prutul și toate alealte care se mai revarsă, Dunărea la Calafat. Clar, primește apă pe gratis. Mai vine un pârâu de pe munte, de pe un versant de la de chelit de arboret, că așa e la noi. Normal, totul e pe gratis mai nou. Dar noi ar trebui să ținem cont... Cu bază îmi închipui ce se va întâmpla. Această doamnă de anul viitor, de la 1 ianuarie, va conduce Uniunea Europeană. Practic, ce se va întâmpla? Va fi minunat. România va prelua de la 1 ianuarie 2019 președinția anuală. Totuși să nu facă niciun fel de confuzie, să nu facă confuzie în termen și nu cumva să declanșeze vreun război nuclear în timp ce ea încearcă de fapt să facă un pact pe economic. Deci și să le spună la aia cine știe ce să-i ofenseze și să declanșăm pact la războiul. Habar n-am. Deci ce se va întâmpla dacă noi ca națiune, haide, noi ca națiune ne-am exprimat în 2016 voința politică prin vot sau prin nevot. Prin nevot majoritatea. Deci responsabilitatea noastră este pasată către politicieni. Și acești politicieni, dacă n-au bunul simț să vadă lucruri elementare și să își realizeze ridicolul situației, să realizeze rușinea pe care ar trebui să o simțim noi trimițând astfel de personaje. Nu că, cum și tu ai fost la Uniunea Europeană, în Parlamentul European, și știi foarte bine că într-o vreme acolo era cimitirul elefanților și că nu chiar cele mai înalte produse ale politicilor autohtone erau trimise acolo. În Parlament, dar în Consiliul Europei și în Consiliul situațiile Uniunii de Europene, ca să înțeleagă lumea despre ce e vorba, este
Consiliul de Ministri al Uniunii Europene, deci doamna Dăncilă, cum ar veni, ar trebui să devină un soi de prim-ministru al exact. Uniunii Europene. Și acolo sunt primiși totuși oameni... Membrii cabinetului Dăncilă va deveni un fel de ministru al Uniunii pe competența domniei sale. Deci, să zicem, domnul Teodorovici va deveni ministrul de Finanțe al Uniunii Europene, doamna Carmen Dan va deveni ministru de Interne al Uniunii Și mai Europene. Ok că o să știe jandarmii să bată mai bine. La agricultură o să fie extraordinar, pentru că oaia va deveni simbolul întregii Uniuni Europene și o să-i mulțumim pe toți. La IMM-uri îl avem pe băiatul ăla care zici că vine direct de la Dansez pentru Tine. Da, tot e bine, Victor, că am reușit să ne aducem aminte de trei nume din cabinetul... Păi, dar cum să nu-ți aduci aminte? Eu, dacă aș fi proprietarul site-ului Times New Roman, i-aș angaja pe oamenii ăștia, mai ales pe doamna Dăncilă, după ce și-ar pierde slujba, aș angaja-o la Times New Roman, pentru că nu există în lume umorist mai detalie, mai, chiar dacă e un umor tragic, ca să spun așa. Dar nimeni nu poate ține pasul cu doamna Dăncilă la perle și alte alegații. Sunt convins că este ceva sau cineva care poate ține pasul cu doamna Dăncilă și este vorba despre Melc. Iată că Melcul este pe cale să devină, la fel ca oaia, un simbol al nostru, al tuturor. Păi Melcul autostrăzilor. Construim autostrăzile în ritm de Melc. Vom vedea despre ce este vorba în materialul care urmează. Cei aproape 30 de kilometri de pe loturile 3 și 4 ale autostrăzii A10 Sebeș-Turda ar putea fi în sfârșit inaugurați. Asta după jumătate de an în care constructorul s-a contract cu Compania Națională pentru Infrastructură Rutieră. Pe de o parte, autoritățile au refuzat să facă recepția drumului pentru că existau deficiențe în execuție. Pe de altă parte, constructorul a infirmat și a declarat că autostrada era complet funcțională. De câteva zile, constructorul italian Tirrena Scavi a început să frezeze asfaltul pe mai bine de 2 kilometri de pe lotul 3 al autostrăzii. În zilele care urmează, porți Acțiunile cu probleme vor fi reasfaltate. În momentul în care termină constructorul și ne cheamă, noi vom putea face recepția. Sperăm ca până la finalul lunii să facem recepția, dar nu depinde de noi, susțin reprezentanții companiei de autostrăzi. Lucrările la întreaga autostradă A10 Sebeș-Turda au început în urmă cu mai bine de 4 ani, în 2014, într-un moment în care tot PSD era la guvernare. Șantierele s-au blocat în 2015, când s-a aflat că pe 66 din cei 70 de kilometri ai autostrăzii nu exista autorizație de construire, deși executantul făcuse deja mai bine de un sfert din lucrări. Autorizațiile au fost emise un an mai târziu și lucrările au fost deblocate, dar alte probleme birocratice au ținut șantierele pe loc. În urmă cu o lună, Asociația Pro Infrastructura cerea deschiderea traficului pe lotul 4 și acuza autoritățile că au încălcat toate promisiunile pentru deschiderea autostrăzii. S-au dus pe apa sâmbetei toate promisiunile oficialilor din Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere și Ministerul Transporturilor din România, care ne-au zis că vor da drumul în luna mai, apoi în iunie. Cât timp își vor mai risca viața oamenii pe drumul național paralel, în timp ce la câțiva metri distanță zace autostradă care le oferă siguranță net superioară, transmitea atunci Asociația Pro Infrastructura. Odată inaugurați, cei 30 de kilometri dintre Aiud și Turda vor fi primii terminați sub guvernarea PSD, după mai bine de un an și jumătate de mandat. Sub cele trei guverne social-democrate, de când compania italiană a început lucrările la autostradă, au fost realizați doar 50 de metri pe zi, cu 22 de metri mai puțin decât viteza oficială a unui melc de grădină. Iată așadar, o veste totuși bună, vom avea în curând, dacă vor fi dați folosinței, încă 30 de kilometri de autostradă inaugurați, realizați și inaugurați în viteza melcului de grădină, nu? Deci ăsta e un calcul pe care l-am mai făcut, cu cât se târăște un melc. Deci el are o viteză medie de 3 metri pe oră, ca să spun așa, deși există suspiciuni care exista și vitezoman printre ei, că cel de grădină are o denumire foarte frumoasă în latină, ar merge cu 5 metri pe oră. Deci ăla e un adevărat vitezoman, se pare că n-am prins melcul ăla, am făcut calculul pe melcul cu 3 metri pe oră, dar l-am pus să lucreze 24 de ore. Pe ălalalt cu 5 metri pe oră, dacă îl pui 8 ore, tot acolo ajungi. Ce a reieșit din calculul tău? Păi, a reieșit că în 24 de ore un melc de grădină se mișcă cu 72 de metri pe oră, deci cu 72 de metri ar parcurge 72 de metri, utilajele de la Tirrena Scavi nu au parcurs decât o medie de 50 de metri pe zi. Deci, ia cât avantaj melcul. Eu aș angaja mai mulți melci de aia de grădină. 50 de metri pe zi înseamnă, nu, 100 de metri în două zile.
un kilometru în 20 de zile. Da, deci, 10 deci am fi avut mai mult de 30 de kilometri dacă angajam Melci. Ne-ar mai trebui un centenar, practic, să ajungem cu autostrada până la București. Păi, noi avem oricum această tristă experiență că în 30 de ani, în 30 de bugete naționale, n-am reușit să facem nici cât. Deci un Melc, dacă ar avea bunul simț să trăiască cât trăiesc inutilele noastre guvernări post-decembriste, parcurgea vreo aproape 1000 de kilometri în ăștia 30 de ani. Da? Ori noi nu avem atâția kilometri de autostradă și nici nu o să avem curând. Orice am face, orice ne-am rugat noi de ei. Ceea ce poate bine, nu? Am mai discutat, nu? Guvernații ne-au explicat că dacă avem autostradă, ne fug investitorii. Da, dar în același timp aceiași guvernanți ne iau acciza din benzină și spun că acciza este făcută special ca o taxă pentru autostrăzi. Ori noi plătim acciză de nespetim de foarte multă vreme și până acum din acciza de benzină am plătit ce au furat ei de la Bancorex și din alte chestii unde le-au furat grosolan. Și nimeni n-a plătit pentru hoțiile de atunci, ba și țapul ispășitor pe care îl găsiseră ei atunci, era ceva deputat de ăsta pe DSREC. Așa? Și pe el după aceea l-au reabilitat după 10 ani și i-am plătit o șapcă de bani pentru tot ce a făcut Pârnaie săracu nevinovat. Era directorul Bancorex, pardon, atunci, după a devenit deputat. Și iată că acum Călin Popescu Tăricianu ne spune că nu construim autostrăzi pentru că prea des s-au schimbat miniștrii. De ce are ministru? Că vina cetățeanului ar fi că dar, nu, dar ministrul nu are nicio treabă. Pentru că CNAIRU este o instituție separată care nu are nicio treabă cu ministru. CNAIRU este o companie de stat care nu are nicio treabă cu ministerul și cu ministru decât dacă ăla le interzice expres. Dar ei au un consiliu de administrație care consiliul de administrație decide ce se face, cum se face. Singura legătură dintre CNAIR și guvern este cea a bugetelor. Dacă, într-adevăr, guvernul i-a tăiat CNAIR, dar guvernul când, indiferent că se schimbă ministru sau nu se schimbă ministru, există un plan bugetar care la 3 luni sau la 6 luni se rectifică. Da? N-are nicio legătură cu ministrul. Adea, după aceea, când vine conform legii și spune trebuie să schimb în buget ceva, să adaug sau să mai scot, abia atunci e de competența ministrului sau prim-ministrului sau temir cine. Dar până atunci ei funcționează pe ce au primit. Altfel, conform legii, vine Curtea de Conturi și spune, mă, ați deturnat banii, este caz penal. Ați făcut aia, este caz penal. Oricum, cine ascultă Curtea de Conturi? E o chestie inutilă în care stau iarăși zac niște politicieni, primim bani grosolan de mulți ca să nu ia nimeni în seamă pe orice raport îl fac. Pe de-o parte este domnul ministru al transporturilor care ne spune că e în interesul nostru să nu construim autostrăzi pentru că ne-ar fugi investitorii, nu? Păi da, spune da. O mare aberație. Deci practic noi ce am făcut? Multinaționalele le-ar pleca din România dacă i-am adus o statece aici. Pe de altă parte vine guvernul și spune legați-vă bine centurile de siguranță, da. Nu mai avem mult până la sfârșitul mandatului, dar vom face 3 autostrăzi până când să plecăm din funcție. Toate trei mărețe, da. Explică-mi și mie cum au venit investitorii aici. I-am adus cu sacul pe cap și când le-am scos sacul de pe cap, pur constata că în autostrăzi și au zis, no, bine, no, sunt în mijlocul lui nicăieri, rămân aici o vreme. Până fac ăștia autostrada, dar când fac autostrada așa o să fug de nu o să mi se mai vadă urmă. Deci, dar bun, acel ministru e din categoria dăncilă, deci acel ministru nu cred că e adună foarte mulți neuroni. După cum vorbeam la începutul emisiunii, va deveni practic un soi de ministru de transporturi al Uniunii Europene la începutul anului viitor. Știi, era un banc pe vremea lui Ceașcă în care un tip prinde peștișorul de aur și cele 3 dorințe, toate 3 au fost identice, să vină rușii să ne cotropească. Nu, chinezii să ne cotropească, știi? Și la final peștișorul foarte uimit, domnule, dar n-au lăsat ăștia piatră pe piatră. De ce? I-ai chemat de 3 ori. He, da, rușii au fost de 6 ori. Deci, așa, bine o să pățească Uniunea asta europeană, sper să le distrugă toate autostrăzile în alea 6 luni cât avem președinția, să nu mai rămână piatră pe piatră. Ce să mai... Zim, care e atitudinea pe care noi, ca jurnaliști, o putem avea față de inconștiența celor care nu s-au dus la vot și nici n-au de gând să se ducă la vot și față de inconștiența politicienilor care sunt cu pâinea și cuțitul în mână și care ar trebui să realizeze dimensiunea dezastrului. Ridici aici un subiect foarte bun.
după cum am vorbit la începutul emisiunii, doamna Dăncilă și-a prezentat un soi de bilanț al primelor 6 luni de guvernare, de parcă Partidul Domniei sale n-ar fi fost de atâția ani la guvernare. Din 2012 n-am auzit niciun piuit din partea niciunui lider al opoziției, din partea niciunui clujan din Parlament. Ai auzit, Victor, pe cineva să critice acest bilanț, aceste realizări imaginare? Din opoziție s-o ocupați cu nu se știe ce, poate sunt concediu, poate Parlamentul a fost în sesiune. Creează guverne din umbră, poate nu știu care se duce pe lista de europarlamentare, au alte comandamente acum. Opoziția este la împărțeala locurilor pe listele de europarlamentari. Opoziția este în momentul în care ar fi capabil să-și azvârle afară președinții dacă nu-i pun pe aia cu putere pe listă. Mi se pare de neimaginat. A prezentat primul ministru al României un bilanț și niciunul dintre parlamentarii din opoziție nu a avut absolut nimic de comentat adevărat față de acest bilanț când avem atâtea probleme. Spitalul regional de urgență care n-a făcut niciun pas înainte, autostrada care, iată, ajunge la noi într-un pas de melc. Ne mai trebuie un centenar până când vom ajunge pe autostrada de la București. Ți-am zis că dacă lăsa pe mâna melcului, aveam 72 de metri în plus la fiecare kilometru, deci la fiecare zi în plus. Deci probabil că aveam acum mai mulți kilometri. Vorba reclamei, poate chiar doi. Cum se poate așa ceva? La ce mai avem opoziție dacă nimeni nu spune nimic? De decor avem opoziția. Această opoziție noastră este... Cetățenii așteaptă măcar să fie punctate dacă nu rezolvate aceste grave probleme prin care trecem. Deci, în afară de 3-4 politicieni din câți cunoaștem noi, opoziția este de fațadă. Opoziția provine frumos cu aceleași năravuri din aceeași rădăcină ideologică a Partidului Comunist Român. Noi discutăm despre tot felul de activiști și de activiști, capitaliști de cumetrie, securiști, tot ce vrei tu din pleada asta, provenită din eșalonul 2, 3, 4, 5 al Partidului Comunist Român, cu năravurile, cu nepoții aduși după ei, copiii nepoții, că suntem 30 de ani pe care am depășit, dar foarte mulți indivizi care acum 30 de ani aveau vreo 30 de ani, acum pe la 60-65 de ani, și care efectiv țin pe loc lucrurile, nu s-ar da plecați din... Că ar mai suge un mandat. Îl avem pe Stamatian, un exemplu foarte strălucit. Îl avem pe Blaga, un exemplu foarte strălucit. De opoziție discutăm. Nu că ăialalți ar fi mai breși, nu că știm foarte bine. Am stabilit de la bun început că Partidul Social Democrat este cine este, se vede cu ochiul liber. Dar el este cine este din două motive foarte clare. Unu, nu există opoziție. Doi, nu există cetățeni care să voteze. Care ar fi totuși soluțiile pentru a ieși din acest cerc vicios al acestei politici care, uite, până la urmă ne dă bătăi de cap tuturor? Legea partidelor, legea după care se aleg primari, consilieri, care trebuie să fie două tururi de scrutin clare, nu liste. Poate asta i-ar mai des, le-ar mai rupe lanțurile, habar n-avem. Că noi n-am avut parte de lege, de alegeri uninominale corecte, pentru că am avut parte de niște alegeri prefraudate de un, nici nu știu cum să-i zic, la ticălosul ăla de Pârvulescu, care a distrus efectiv esența legii a votului ca vot uninominal și care a creat acel monstruos parlament de aproape 600 de persoane prin tot felul de rotiri și rotițe și renumărări. Când cel mai corect era, ai doi oameni ajuns în turul 2, se fac negocierile, cine câștigă cel mai mult în turul 2 a câștigat mandatul, salut. Îți 300 de mandate, 300 de mandate aplicăm. Nu mai inventăm încă 300 că învârtim mecanisme. Deci aceste legi și capacitatea de conștientizare a cetățenilor că ei sunt primii perdanți, că votează, că nu votează, mai ales că nu votează, sunt perdanți. Pentru că armatele disciplinate ale partidelor, și nu vorbesc acum de asistat social, ci vorbesc de membrii ca membrii, că în final, dacă sunt 7 partide cu 7.000 de votanți fiecare și toți ăia 7.000 se duc la vot și numai ei se duc la vot, își vor împărți în mod egal patria. De exemplu, acum
toate partidele, nu doar PSD, nu doar ALDE, toate partidele își construiesc o armată enormă de ieșit la bătălia electorală prin pensiile speciale pe care le acordă aleșilor locali. Împreună am calculat în emisiune, nu, că sunt mai mulți decât asistanții sociali, cei care vor beneficia de pensii speciale. Și în final o să ajungem ca întreaga România să fie prizonieră a unui grup de astfel de privilegiați. Este deja prizonieră prin această neatenție și această complacere pe care am avut-o noi timp de 30 de ani. Alegerea răului mai mic. În rău e absolut, nu-i mai mare sau mai mic. Binele e absolut, rău este absolut. Deci trebuie să alegi între bine și rău. Noi am ales între rău și rău. Sau între foarte rău și și mai rău. Sau cum vrei să-i spui. Dar în momentul în care tu demobilizezi de la datoria ta de cetățean și ai demobilizat de mult, fiecare știe că a demobilizat, dar nu vrea să recunoască. Demobilizarea vine de la momentul în care tu nu ești capabil să te duci la o ședință de Consiliu Local sau Județean, să te uiți să vezi ce se votează acolo, pentru că este vorba de casa ta și de orașul tău, de străzile tale, să vezi unde ți se duc banii pe care ai scos tu din buzunar. În acest municipiu măreț, de 300 și de mii de oameni, sunt interesați să meargă la o ședință de Consiliu Local 72 de oameni. Deci procentual, și când transform procentele din ăia care ar fi interesați, ajungi la 72 de oameni. Poate că nu este treaba lor. Ei se bazează pe acei oameni cărora le-au încredințat mandate să participe în numele lor la ședință de Consiliu Local. Ba este treaba ta, pentru că tu, dacă... De atunci exemplu, nu te mai plânge. Îmi cer scuze că te întrerup, dar îți dau un exemplu. Deputatul Ungureanu, care a fost adesea la noi în emisiune, a participat la o ședință a Consiliului Local Florești și nu pentru că ar fi avut un interes personal, ci pentru că dorea să reprezinte acolo unele interese ale celor care l-au ales și a fost insultat și alungat din ședință. Da, rara avis. Sau Corban. A fost insultat și alungat din ședință, da, nu? Un reprezentant al Camerei Deputaților, da, dar minte un simplu cetățean. Ce ar putea să facă dacă s-ar prezenta într-o ședință? Ședințele Consiliului Local sunt ședințe libere și ai dreptul să participi. Poate să stea în cap individul care produce un abuz. Numai că vorba aia, abuzul de putere este redefinit sau va fi redefinit. Deci încă un pericol pe care îl lăsăm să se întâmple, ca nimeni să nu mai aibă niciun fel de responsabilitate, nimeni să nu mai poată fi tras la răspundere, să facă ce vrea mușchii lui. Ori, ăsta este momentul, că deja dacă tu ai delegat școlii copilul, l-ai dat în grijă școlii, atunci nu te mira ce iese copilul și nu mai veni să faci presiuni nici asupra statului, nici asupra copilului, pentru că tu ți-ai externalizat plătind serviciul de părinte sau capacitatea de părinte. Dacă tu ca cetățean ți-ai externalizat impozitul și taxele Consiliului Local sau Consiliului Județean, atunci nu te mai plânge că stai în trafic, nu te întreba de ce ți se întâmplă ceea ce ți se întâmplă. Punct. Deci, în momentul în care tu te singur te derogi de la atribuțiile tale cetățenești, asta ești. Lasă-i pe alții să-și vadă, să-și bată joc de tine și să facă ce simte că e mai bine să facă. Trebuie să-i crezi mânați pe toți de bune intenții, pentru că din moment ce pe tine nu te interesează, înseamnă că le-ai delegat inclusiv buna lor intenție față de propria ta bunăstare. Este totuși corect să aruncăm această răspundere pe umerii cetățeanului, da, și să iertăm, da, de răspundere să... pe politicienii care primesc. Nu iertăm, dar le găsim circunstanțele atenuante. Activitatea, da, pe care o desfășoară, da, sau nu. În le găsim circunstanțe atenuante, pentru că așa este corect să lucrezi și în acuzare și în apărare cu aceleași argumente, cu egalitatea de șanse. Circumstanța atenuantă acestor oameni este că ei nu au elementul de control a politicienilor. Neavând elementul de control, pentru că nu mai există elementul de control, ei consideră că fac totul bine. Punct. Deci dacă eu nu-l controlez pe omul ăla, nu, consideră și el că înseamnă că totul e ok în viața lui. Se desfășoară lucrurile după niște lucruri foarte bune și când vii odată să-i zici, după ce l-ai lăsat 10 ani în pace, vii și îi spui, bă, dar tu ai cam furat. Eu, dar de ce? Dacă merită politicienii circunstanțe atenuante, dacă merită lăsați în pace, dacă merită să primească noi șanse după 10 ani, cum spunea colegul meu Victor Lungu, vom afla după o pauză de publicitate.
Ava Confort de pe strada Decebal 79 este magazinul ideal pentru tine și confortul casei tale. Gresie și faianță, parchet și mobilier de baie, obiecte sanitare și baterii de calitate, în colecții din cele mai speciale. Fă-ți planul de renovare și îmbunătățire al casei tale cu Ava Confort. Te așteptăm în magazinul de pe strada Decebal 79 împreună cu specialiștii noștri pentru a lua cele mai bune decizii. Hello Romania! Still paying cash in 2018? Well, maybe you've got something better to do with your time. Because every time you pay with cash, you lose time. And time is the most important thing in your life. Did you know that by paying with the contactless cards, wearables, and mobile solutions from Bank of Transylvania and Visa, you can save more time to take care of the things that really matter to you? Like your New Year's resolutions? Remember those? Or cracking an egg during your traditional Easter fest. I know you like that. Or just taking a trip to the famous Dracula Castle. Bank of Transylvania and Visa. Working tirelessly to provide you with the best payment solutions in Romania. Magazinul Gerovital din superbul Platinia Shopping Center este spațiul perfect pentru clujencele dornice să fie în trend cu cele mai noi tendințe din industria frumuseții. Noi suntem doctori în frumusețe. Fie că e vorba despre machiaj sau dermoanaliză, pe toate le găsești în magazinul Gerovital, un brand românesc creat de specialiști adevărați. Vină în magazinul Gerovital din Platinia și află în ce constă puterea produselor cosmetice Gerovital și Aslavital. Gerovital, doctor în frumusețe. Mariflor rămâne cel mai modern brand din Cluj și primul care lansează o aplicație de mobil special făcută pentru oamenii ocupați. Intră pe Google Play sau Apple Store, descarcă aplicația Mariflor și o să ai parte de surprize nebănuite. Oferte Mariflor cu reduceri la toate mezelurile noastre gustoase, rețete culinare inedite cu care să îți impresionezi prietenii, o harta magazinelor noastre ca să ne găsești mai ușor. Și asta nu e totul. Poți comanda prin aplicație toate produsele noastre, fie că e vorba de salam, cârnați, șunca, fumă mături, specialități sau carne de vită și porc, dar și lapte și brânzeturi. Mariflor, măcelărie de bun gust. Bucură-te de Wi-Fi super rapid aici și aici și da, și aici. Cu pachetele Happy Home de la UPC te bucuri de Wi-Fi super rapid oriunde în casă. Cu Happy Home, toată familia se bucură de cea mai bună experiență Wi-Fi pe mai multe device-uri în același timp. Bucură-te de fiecare moment. UPC. Ne-am întors la emisiunea Vizor, alături de mine Victor Lungu, discutăm despre actualitatea politică, așa cum este viața noastră din jurul nostru. Avem această meteahnă românească a pasării răspunderii. De câte ori se întâmplă ceva rău în jurul nostru, aruncăm răspunderea pe umerii altcuiva. Înainte de pauza de publicitate, începusem o discuție. Exact, dacă răspunderea este a legătorului sau
mai degrabă a alesului, care și-a asumat o răspundere pe care nu poate să o onoreze. Da, de-aia există acel echilibru, nu, între verificare și verificat, check and balance. Să ai mai multe unghiuri din care privești lucrurile. Ori dacă tu, cel care și că reprezinți adevărata putere, cetățeanul, nu? Că pe umerii tăi este și cel care se duce, că l-ai ales, dar tot de pe umerii tăi, sau din buzunarele tale, ca să fii mai precis, vin banii cu care se face tot ceea ce face cel ales de tine. Ori dacă pe tine nu te interesează banii respectivi, el de ce l-ar interesa? Și avem un contract, am semnat un contract cu politicianul când l-am trimis în Parlament, avem o hârtie semnată. Singurul contract pe care îl avem este Constituția și sunt legile. Constituția oricum nu-i băgată în seamă, legile oricum se schimbă după cum vor ei, fără să ne mai întrebe pe noi, că nu ne mai consultă nimeni. Pentru că nici noi, și noi am derogat de la partea de consultanță. Asta spun, nu altceva. Apropo de consultanță și de această meteahnă de a arunca răspunderea pe umerii altcuiva, acceptată de autoritățile europene, Republica Moldova, pentru eșecul reformei în justiție, a aruncat responsabilitatea acestui eșec tot pe umerii Uniunii Europene, spunând că autoritățile europene sunt cele care au oferit consultanță în acest domeniu și dacă au întâmpinat un eșec, este numai și numai vina experților europeni. A fost o Uniune Europeană. Mi se pare că este un maxim tupeu de, în acest domeniu al aruncării răspunderii. Poate și Uniunea Europeană are o parte a ei sponsorizată de Soros și știm și de la Liviu Dragnea treaba asta, pentru că și Liviu Dragnea a spus la un moment dat, acum vreo 2 sau 3 săptămâni, că vinovații principali care au sponsorizat statul paralel sunt NATO și Uniunea Europeană. Ei au declinat această competență și atunci rămâne vinovatul de serviciu Soros, nu? Multinaționalele, de asemenea. Și multinaționalele, care își permit să lase oamenii, în loc să-i țină să-i muncească, îi lasă să se ducă să protesteze. Etică, acum, în momentul în care tu începi să cauți vinovați printre cei care te contestă, este un moment de maximă rușine și nerușinare, pardon, de maximă nerușinare din partea ta ca autoritate. Autoritatea, dacă nu se lasă criticată, înseamnă că vrea să depășească stadiul de autoritate, să devină tiran, tiranie. Autoritarismul e una, tirania e cu totul și cu totul, e un pas superior față de a avea autoritate prin lege, a avea autoritate prin faptul că la fel, investit. Autoritățile românești au pretins că această creștere a robor, nu, robor care este un indice bursier în funcție de care cresc băncii naționale, sau scad, dar ce treabă are banca națională? Creditului, au pretins că aceste creștere ale robor se datorează unor bănci care sunt potrivnice guvernului PSD-ALDE. Ce s-a întâmplat în ultima vreme și cum a ajuns robor să fie cotat la casele de pariuri, vedem în continuare într-un material pregătit de colegii mei. O companie de pariuri sportive a lansat o ofertă specială privind nivelul indicelui robor la 3 luni. Pariorii vor putea miza pe faptul că indicele la 3 luni va atinge nivelul de 3,5% până la 31 iulie. Pentru cei care riscă, societatea oferă o cotă de câștig de 1,4. De asemenea, compania le dă o cotă de 2,75 celor care preconizează că indicele nu va atinge acest prag. Pariorii care vor alege să mizeze pe faptul că robor la 3 luni va ajunge să atingă 4% până la sfârșitul anului vor avea o cotă de câștig de 2,5, iar cei care vor paria că nu va atinge acest nivel vor avea o cotă de 1,5. Potrivit datelor publicate marți de Banca Națională a României, indicele la 3 luni a crescut la 3,42%, cel mai mare nivel din februarie 2014. Nici indicele la 6 luni nu stă mai bine. Luni acesta a atins pragul de 3,52%, cel mai mare nivel din martie 2014. Astăzi însă, robor a mai scăzut cu 1%. Guvernatorul BNR, Muguri Sărescu, a declarat la începutul lunii iulie că evoluția indicilor robor este influențată și de reacția pieței. Conform acestuia, mediatizarea excesivă a subiectului și dispariția lichidităților de pe piață sunt motivele principale pentru care indicele robor este atât de instabil. Iată, deci, dragi telespectatori, dacă pierdeți la rata de la apartament, puteți să câștigați la casa de pariuri, participând la acest joc propus de o casă de pariuri, nu știu care este numele acesteia. Deci avem două, în acest material avem două subiecte.
unu, cinismul acestui joc, că el se bazează pe pierderile celor care și-au luat împrumuturi și care o iau în freză la modul excesiv. Sau se bazează pur și cum pe incompetența estimată a guvernului. Da, inclusiv e ca și cum te duce să faci pariuri în față la Institutul de Oncologie, care supraviețuiește și care nu supraviețuiește, știind foarte bine cum și-au bătut ăștia joc de medicamentele oncologice și cum ele nu vin și cum oamenii sunt condamnați din start din cauza incompetenței acestor indivizi la a pieri. Și a doua, faptul că cei care mediatizează excesiv, oare cine ar fi ăia, care mediatizează excesiv faptul că crește roborul și o ia în freză poporul, adică jurnaliștii sunt vinovați. Nu ți se pare o chestiune vinovați. De normalitate ca oamenii să fie informați despre ce se întâmplă în viața dar lor, nu le convine, lor? Nu le convine să informeze omul, pentru că și Isărescu, deci este printre dinozauri, da? El este guvernator al Băncii Naționale din 1990, să mă ierte Dumnezeu, fiind economist de top al Partidului Comunist Român înainte de 1990. Deci el nu poate să vină decât cu mentalitatea... Deci tu nu poți să fii de nota 10 cu coroniță la socialist științific și dintr-o dată ai devenit capitalist... Ca să nu fim nedrepti, totuși, timp de mulți ani a păstrat totuși un echilibru pe da, viața păstrat, economică, pe viața monetară românească. Nu știm cât... Și chiar nu, deci eu nepricepându-mă și la treaba asta, nu pot să spun a făcut bine sau a făcut rău. Ca jurnalist am documentat destule subiecte cu privire la afacerile sale de familie, inclusiv la modul cum a adus el hârtia din hârtia, plasticul din Republica Moldova pe taxul care avea 87 de ani la data în care și-a înființat firma, etc. Deci ca jurnalist aș putea să vorbesc de chestii colaterale, nu despre robor sau despre cum funcționează minunea asta. Nu pot să remarc decât faptul că ei nu vor să fie oamenii informați, pentru că cu cât sunt mai informați oamenii, cu atât au mai multe opțiuni. Dacă nu-i informat omul, tu poți să spui orice avion vrei tu că s-a întâmplat, adică a plouat prea mult și din cauza asta a crescut roborul, pentru că roborul este foarte meteodependent. Cu cât plouă mai mult, cu atâta crește el, că e un fel de buruiană, de fapt, roborul ăsta. Deci dacă nu informezi oamenii, poți să spui ce vrei, ce prostii vrei. Mor oameni pe autostrăzi? Nu, domnule, e o minciună. Nu avem autostrăzi, dar unde veniți să vedeți autostrăzile. Roborul în raportul de ieri al doamnei Dăncilă, pentru că totuși sunt sute de mii de familii, de români care depind de această rată la raportul de ieri a fost de la capitolul un robor de preoți. Probabil, nu? Au spus că dau 10 milioane de euro subvenție la Hollywood, mă, la casele de filme de la Hollywood, ca să facă ce casele de film de la Hollywood? Să filmeze 18% dintr-un film de un ceas jumate, cât să le ia? 20 de minute în România, ceva de genul ăsta, și să scrie la final film sponsorizat de Guvernul României. Câte cuvinte? Vreo 5 cuvinte, nu? Deci 10 milioane împărțit la 5 sunt cam 2 milioane de lei cuvânt, de euro cuvântul. Păi da, așa aș scrie și eu, că sponsorizat de Guvernul României numai să-mi dea banii. E mai degrabă abuzant au ce dat discutăm pentru, aici. Au dat pentru există biserici. Probleme serioase care păi da, trebuie să se afle pe agenda Guvernului și păi da, o problemă asta foarte e o treabă serioasă care se află. Deci ei nu pot să iasă din această neseriozitate, pentru că știu că spun povești. Arată-mi și mie casa aia de filme de la Hollywood care o să vină să discute cu Dăncilă sau cu... Deci cât de amărât, cred că nici casa de filme care se ocupă de toaletele ecologice de la Hollywood cred că nu vine. O casă de filme de la Hollywood, în schimb, ar putea să facă un material despre ce vom discuta în continuare și vom vedea un documentar, un articol pregătit de colegii mei despre cazul inedit al unui medic din Arad, victimă a Revoluției Fiscale. Poate că acest subiect ar interesa într-adevăr o casă de producție hollywoodiană sau o altă casă de filme, indiferent de unde din lume.
Ca să câștige mai bine, un medic de familie cu o vechime de 31 de ani și-a depus dosarul să devină brancardier. Doctorul, care este și președintele Societății de Medicină de Familie Arad, a hotărât ca prin acest gest să arate anomaliile din grila de salarizare. Un brancardier poate primi în mână chiar peste 4.000 de lei, iar eu, după 31 de ani de activitate, rămân în mână cu jumătate din această sumă, deși am cabinet peste medie ca mărime cu aproximativ 2.500 de pacienți. Am colegi care au 1.500 de pacienți, iar cabinetul lor încasează în jur de 10.000 de lei lunar. Deci medicul pleacă acasă cu mai puțin de 2.000 de lei pe lună, chiar 1.500 de lei după ce și-a plătit angajații, a achitat facturile și toate taxele, a declarat medicul Adrian Dărăbanțiu. Medicul și-a depus dosarul pentru concursul de brancardier ieri, în ultima zi în care se mai putea face acest lucru. Acesta susține că și alți colegi au vrut să se înscrie, dar nu au mai apucat. Eu, dacă voi deveni brancardier, știu că lucrez în ture, fără stres, fără birocrația în care sunt îngropate cabinetele medicilor de familie, fără să fiu trezit noaptea de pacienți, fără responsabilități, dar cu mult mai mulți bani în mână, a mai spus Adrian Dărăbanțiu. Totuși, medicul de familie nu are speranțe prea mari că va fi acceptat. În opinia sa, există riscul să fie considerat supracalificat. Problemele financiare rămân, însă motiv pentru care tot mai mulți angajați din cabinetele individuale aleg drumul spitalelor. În spitale lucrează o treime din salariații din sănătate, iar restul de două treimi sunt complet abandonați de stat. S-a ajuns ca unele cabinete de medici de familie să nu mai aibă asistente, pentru că toate au plecat în spitale, unde pot câștiga și 8.000 de lei în mână, față de salariul minim pe care îl primeau, a spus Dărăbanțiu. Ieri, premierul Viorica Dăncilă a declarat că salariile din sistemul de sănătate au înregistrat o creștere semnificativă și chiar sunt șanse ca medicii plecați din țară să revină. Putem spune că veniturile medicilor din România încep să fie comparabile cu cele din Uniunea Europeană. Astfel s-a oprit în bună parte exodul medicilor tineri și avem din ce în ce mai multe semnale despre întoarcerea în țară a celor plecați. Dacă medicul de familie Adrian Dărăbanțiu va ajunge brancardier, aproximativ 2.500 de arădeni vor trebui să-și găsească un alt medic de familie. Iată așadar rezultatul revoluției fiscale, iată declarația ipocrită a doamnei prim-ministru Viorica Dăncilă, pe care ați văzut-o la sfârșitul materialului. 23 de lei pe pacient primește, da, așa pe consultație spus Simona Tivadar, medic de familie, medic de care familie. A fost la noi în emisiune. 23 de lei pentru o consultație. Care consultație? Și nu numai că primește doar 23 de lei, dar statul îi impune că acea consultație să nu depășească 10 minute sau 15 da. Minute. Da. Așadar, medicul nu are voie legal să petreacă prea mult timp cu pacientul lui, indiferent ce nevoi, ce haide necesități medicale ar avea acesta. Celor care se uită la noi, unde e ipocrizia declarației Dăncilei. Deci, Dăncila spune că au crescut salariile, ceea ce este corect în sistemul medical. Au crescut pentru o treime. Deci, din două treimi sunt în afară. Treimea aia este cea care lucrează la stat. Cei care au fost coși din bucățica statului, particulari, ca să spun așa, cum suntem și noi și mulți alții, care de fapt ținem greu acestor salariați de la stat și acelor pensii speciale și etc., etc., suntem în afară. 10.000 de lei pe lună într-un cabinet de stat medical sunt niște bani frumoși. Să înțeleagă toată lumea, nu sunt banii medicului, sunt banii. Nu sunt banii pe care cabinet. îi face chirie, acel medic. Energie electrică, apă da. Caldă deci, și așa mai departe. Dacă statul ar veni și ar da facilități medicului de familie la cei 10.000 de lei, adică să consideră că un plafon minim de 10.000 de lei pe lună câștigați, sunt scutiți de taxe, de impozite și sunt subvenționați la cutare și cutare, în loc să facă tot felul de calcule cum îi plățin 10 minute pe pacient, să nu-i dau cu tare sau cu tare atenție, să nu mă duc la el noaptea, atunci ar fi foarte fain. Întrebarea mea este de ce sistemul de coplată este dat tot la stat, nu acestor medici de familie? De ce nu, deci, în loc să-l plătesc pe medicul de familie eu care mă duc la el și îmi face ceea ce îmi face și vizite la domiciliu și alea să fie plătite, trebuie să plătesc o plată la statul român la care oricum îi dau bani nejustificat. Că îi dau bani. Un punct bun de vedere. Ne apropiem încet, încet de încheierea emisiunii. Revenim la subiectul de la care am pornit. Bilanțul doamnei Dăncilă. Dacă poți să tragi o scurtă concluzie pe acest subiect extrem de interesant, care uite că a captat atenția întregii prese. Da. Minciună cap-coadă.
minciună cap-coadă și o să plătim minciunile astea cu vârșini de sat. Asta e unica concluzie. Deci restul sunt povești de a dormi copii. Cine vrea să le audă e ok. Și-au transmis mesajul către cei 10, 15, 20 de mii, 100 de mii, 300 de mii de soldați disciplinați. Ei știu că vor primi în continuare. Dacă ea se vor duce la vot, ei vor câștiga. Și cu asta basta. Mulțumesc restul mult de tot. 4 milioane... Aici se încheie emisiunea noastră. Am discutat despre actualitatea politică, despre bilanțul guvernului condus de doamna Dăncilă, despre situația din sănătate și ați văzut în ultimele minute ale emisiunii noastre un doctor din Arad preferă să devină brancardier, meserie în care avea șanse să câștige mai bine decât ca medic de familie. O situație tragică, vom continua dezbaterile și discuțiile pe marginea unor astfel de subiecte. Deocamdată ne luăm la revedere, ne revedem în curând. Sunt Rareș Niculescu, rămâneți cu NCN. Se poate să călătorești de pe Aeroportul Internațional Cluj spre una dintre destinațiile tale favorite. Acum, în 2018, poți să zbori spre mai mult de 45 de destinații regulate din peste 20 de țări. Să zbori spre mai mult de 10 destinații turistice. În 2018, locul de întâlnire pentru cei aproape 3 milioane de pasageri va fi Aeroportul Internațional Avramiancu Cluj. Intră pe detalii pe www.airportcluj.ro și pe pagina noastră de Facebook. Dacă vrei să cumperi un apartament, la ce trebuie să fii atent? Constructorul să fie de încredere. Să aibă un aspect modern și să fie de calitate construcția. Să fie situat într-o zonă foarte bună a Clujului. Un apartament în ansamblul rezidențial Park Lake este alegerea optimă pentru tine și familia ta. Programează o întâlnire pentru viitoarea ta casă la numerele de telefon 0731 100 101, 0740 300 301 sau cere-ne detalii pe office@park-lake.ro. Sava Confort de pe strada Decebal 79 este magazinul ideal pentru tine și confortul casei tale. Gresie și faianță, parchet și mobilier de baie, obiecte sanitare și baterii de calitate, în colecții din cele mai speciale. Fă-ți planul de renovare și îmbunătățire al casei tale cu Sava Confort. Te așteptăm în magazinul de pe strada Decebal 79 împreună cu specialiștii noștri pentru a lua cele mai bune decizii. Pentru cei care s-au săturat de mobilă urâtă și anostă, Gobilier este magazinul perfect pentru o schimbare în bine. Parteneri de top din țări de renume, calitate și bun gust, soluții de mobilare la comandă, servicii de montaj și transport, soluții de buget pentru toate buzunarele. Ăsta e Gobilier cu adevărat. Intră și luminează-ți viața pe www.gobilier.ro. Echipa Universal Inspectiv vă ajută să faceți ITP-ul obligatoriu fără dureri de cap. Profesioniștii de la Universal Inspectiv fac verificări la toate tipurile de autovehicule, cu excepția motocicletelor, dar și verificări de tahografe și limitatoare de viteză. Timpul dumneavoastră este prețios. Noi știm asta. Vă așteptăm în locațiile Universal Inspectiv din Cluj, Florești, Dej, Nima și Oradea. Dureri de oase sau ale coloanei vertebrale? Apelați la clinica Chiromedical, unde medicul Laurent Ferenț, cu mare experiență în chiropractică și cu peste 3000 de pacienți tratați, vă ajută să vă recuperați sănătatea întregului corp. Lombosciatică, discopatie lombară, torticolis sau umeri blocați, Chiromedical este soluția. Intră pe www.chiromedical.ro și fă-ți o programare la cei mai buni specialiști din Cluj. Coral Impex, numărul 1 național. Coral Impex vă oferă servicii de deratizare, dezinsecție, dezinfecție și tratamente fitosanitare la standarde occidentale. Puncte de lucru în 10 mari orașe din țară. Servicii de calitate din 1993. Coral Impex, calitate la standarde europene.
Pensiunea la Mesteceni din Sălicea e un loc spectaculos, atât de aproape de Cluj, care abundă de bun gust și decență. Mâncarea este excelentă, un meniu echilibrat și produse proaspete, oameni primitori și calzi, curățenie exemplară. Piscina deosebită e doar cireașa de pe tort, căci toată atmosfera este minunată. Vizitați minunea la Mesteceni, pentru familie, pentru prieteni, pentru inimă. Ambulanța Scutul Negru. Serviciul privat de asistență medicală de la Scutul Negru are ambulanțe dotate cu aparatură de ultima generație, conform standardelor europene, dar și echipe de medici specialiști în urgențe. Când ai nevoie de ajutor sau de transport sanitar asistat, bazează-te pe serviciile medicale de la Scutul Negru SPAM. Apelați cu încredere la 0264 450 793 sau 0733 691 071. Gelateria Bonta din Julius Mall vă prezintă Înghețata Înghețatelor, cea mai bună și cremoasă înghețată, în sortimente multiple și cu ingrediente de calitate aduse tocmai din Italia. Vino la Julius Mall, în incinta Food Court, și oprește-te la Bonta pentru a gusta înghețata preferată a clujenilor. Asta înseamnă să n-ai apă în ziua de azi, fetele. Ia uitați-vă ce... Mă, săracu, mă, șneac s-o supărat. Eu zic, ba, ies în cucu gol. Să fac o băieță. Ia uite așa. Asta să înseamnă, mă, micață. Să n-ai apă în 2018. Ferească Dumnezeu. A, bineînțeles, bănuiesc că-i beat sau ceva. Și că eu nu merg cu tine, nu merg cu tine. Vai, tu... Dar văd că e o butelcă de... Unde-i fata? Uite, vezi că e o butelcă de apă aici așa. El a venit să speli direct afară. L-a luat în curugol mașina de poliție. Iată, mișcă-te! Bravo! E de rușinat, leu! E de copii! Domeniul economic pare să fie pe placul generației tinere, care acum se pregătește să dea start studenției. Cei mai mulți tineri care vor ajunge din toamnă pe băncile facultăților din cadrul UBB Cluj vor să devină economiști. Cel puțin asta reiese din datele universității, care plasează Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor pe primul loc în topul preferințelor candidaților. Aproape 3.000 de absolvenți de liceu și-au depus dosarele la această facultate, din totalul de 18.400 de candidați înregistrați la nivelul întregii universități. Dacă până acum câțiva ani cei mai mulți studenți care alegeau Facultatea de Științe Economice visau să lucreze în domeniul bancar și alegeau specializarea finanțe bănci, acum lucrurile s-au mai schimbat. Acum candidații se orientează către informatică economică și administrarea afacerilor. Deci sunt domenii foarte practice, domenii foarte căutate, foarte în vogă, care le-ar permite, de ce nu, să-și deschidă propria afacere. Specializările care le permit studenților măcar să viseze că după 3 ani de facultate vor deveni antreprenori cu acte în regulă sunt relativ noi în curricula UBB, așa că reprezentanții universității încearcă să le urmărească tinerilor parcursul profesional după absolvirea studiilor. Sunt foarte mulți studenți, absolvenți ai UBB care se angajează în domeniile studiate. Noi, în momentul în care eliberăm diplomele de licență sau de master, le oferim și un chestionar pe care, sub rezerva anonimatului, ei îl completează, în care își spun opțiunea pentru muncă,
șansa pe care au avut-o pentru a se încadra în piața muncii, de a-și găsi un loc de muncă în specialitatea lor sau în altă specialitate. Avem și un prorector care se ocupă de alumni, de absolvenții ai Universității Babeș-Bolyai, care ține permanent legătura cu ei. Pe locul 2, după Facultatea de Științe Economice, în topul preferințelor din acest an, se situează Facultatea de Matematică. Aici s-au înscris aproape 2000 de candidați, iar pe locul 3 se situează Facultatea de Psihologie, unde s-au înscris circa 1300 de persoane. Dacă aveți unul sau mai multe animale de companie, atunci trebuie să știți că pe străzile din Cluj-Napoca circulă de aproximativ 2 săptămâni o ambulanță albastră. Este ambulanța veterinară pe care lucrează medici veterinari competenți ce pot să sară oricând în ajutorul micului animal de companie. Ambulanța veterinară sau ambulanța albastră este o ambulanță privată, este proiectată ca idee după sistemul de ambulanțe a smurdului, în sensul de la chemarea proprietarului ne prezentăm la domiciliu, preluăm cățelul, acordăm primul ajutor și îl ducem la cabinetul medicului curant sau alt cabinet pe care îl hotărâm împreună cu proprietarul. Deci ambulanța nu înlocuiește, știu eu, modalitatea de a se lucra pe cabinetele veterinare, este ambulanță privată, deci doar ideea este a smurdului, nu este subvenționată de stat, nu funcționează ca ambulanță de stat. Acum, câteodată putem face un rabat pentru oameni mai în vârstă sau cei care au mai multe animale și nu le pot deplasa, nu au cu ce să le ducă la cabinet. Putem să acordăm o consultație, o deparazitare sau o vaccinare doar la domiciliu proprietarului. Dar în rest, deci, sistemul de ambulanță este pentru a salva animaluțele noastre iubite, în special din Cluj. Ambulanța albastră este dotată cu tot ce are nevoie o mașină medicală, medicamente, perfuzii, tărgi și diferite aparaturi medicale necesare salvării animalelor. Chiar dacă ambulanța veterinară funcționează de puțin timp în Cluj-Napoca, solicitările curg, spun medicii. Am fost, de exemplu, la un cățel, o vișlă, care a avut o criză asemănătoare cu epilepsia, dar am ajuns la concluzia că a fost un mic accident cerebral-vascular și l-am îndreptat către Universitatea de Științe Agricole, facultatea noastră, pentru un remene. Am avut o doamnă în vârstă care nu se putea deplasa și cățelul avea o plagă la picior și am schimbat pansamentele, le-am făcut, dar noi nu funcționăm decât de 2 săptămâni. Am fost chemați la un porumbel care nu putea zbura. Acum trebuie să mergem la un cățel bătrân care se sufocă, să-l ducem la un cabinet care are oxigen, să-l pună pe oxigen, să vedem dacă putem să-l salvăm. Foarte important de știut e că deocamdată ambulanța nu merge noaptea la urgențe, iar consultațiile se plătesc. Medicii spun că au făcut pachete medicale ale căror costuri nu depășesc suma de 120 de lei.